183 de absenți la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat. Doi elevi au fost eliminați din examen. Primul incident a avut loc în centrul de evaluare din orașul Băilești. Elevul avea asupra sa un sistem de ascultare conectat la un telefon mobil. A doua situație a fost înregistrată în Craiova la Traian Vuia. Tânărul a fost eliminat după ce i-a sunat telefonul mobil în timp ce susținea proba. Prima probă din cadrul probelor scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea 2016, s-a finalizat cu bine. Astăzi elevii au susținut proba de limba și literatura română. Au fost prezenți 3.709 elevi, dintre care 2 au fost eliminați. Absenți au fost 183 de elevi dintre cei care s-au înscris. Cele două cauze ale eliminării, una datorită telefonului mobil care iarăși a sunat în timpul probei, iar cea de-a doua este vorba despre un elev care avea căștile în ureche și probabil conectate la un telefon. Candidații au primit un text la prima vedere dintr-o piesă de teatru. La subiectul 2, un text argumentativ despre rolul jocurilor pe calculator în viața tinerilor. Și la subiectul 3, viziunea despre lume și viață într-un roman interbelic. Ne-a picat roman interbelic. Și cum a fost? Ai descurcat? M-am descurcat. A fost Ionța ultima noapte. Cred. Cum ți s-au părut subiectele? Nu mi s-a părut greu. La ce notă te aștept? Păi, între 8 și 10 bănuiesc. Cum a fost? Foarte frumos, foarte ușor, din punctul meu de vedere. Ce v-a picat? Roman interbelic, la subiectul 3, am ales ultima dată de dragoste de Camil Petrescu. La ce notă te aștept? Nu pot să spun. Nu mă aștept. Marți se va desfășura proba de limbă și literatură maternă, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului la disciplinele istorie și matematică. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegerea profilului și specializării, este programată vineri.